Salutare tuturor, bine ați venit la un nou clip pe Arena Digitală. În clipul de astăzi discutăm despre lansarea de la Apple și anume iPhone 15, 15 Plus, Pro, Pro Max, știți că sunt 4 modele. E bine, clipul ăsta ar fi un fel de reacție, să-i spunem așa, deși vă întreb ce reacție să mai ai când toate chestiile astea aproape că le cam știam dinainte. Bineînțeles, cel mai important, primul punct la iPhone 15, iPhone 15 Plus, hai să începem cu ele, avem în final conexiune USB tip C, care este disponibilă pentru încărcare și transfer de date. Dar, din păcate, pe modelele de bază, adică 15 și 15 Plus, avem doar viteză USB 2. O viteză foarte mică din punctul meu de vedere. Probabil vei folosi mai degrabă AirDrop sau un alt sistem de transfer de date, dar e foarte tare că putem să încărcăm cu USB tip C și nu mai este nevoie de cablul Lightning în final. Al doilea lucru nou, ecranele sunt mai luminoase. Chestia asta o vedem pe orice brand de telefon, în fiecare an încearcă să aibă un ecran mai luminos. De ce în continuare avem nevoie de un ecran mai luminos? Pentru că atunci când ne uităm pe telefon în lumina directă a soarelui, e necesar să ai o luminozitate cât mai mare. E bine, aici putem să mergem până la 2000 de niți, dar asta nu este o luminozitate care poate fi susținută în mod continuu. De fapt, discutăm de 1000 de niți care poate fi susținută cu 200 de nici mai mult decât modelul anterior. Mai departe, cei de la Apple au luat chipsetul de pe modelele Pro de anul trecut și le-au pus pe modelele de bază de anul ăsta și anume A16 Bionic pe 4 nanometri. Este un chip foarte bun pentru modelele de bază. Momentan va fi overkill, să-i spunem așa. De obicei, chipurile astea sunt mai puternice decât este necesar. Producătorii de software nu sunt în stare să lanseze soft destul de optimizat, astfel încât să ia în calcul toată puterea asta de procesare. Mai departe, și camera principală a fost reciclată de pe modelele Pro de anul trecut, vin pe modelele de bază și anume camera de 48 de megapixeli și avem și o cameră de 12 megapixeli ultra-wide. Asta cred că nu este cu nimic diferit față de modelele de anii trecuți. Un alt lucru interesant care de mult era pe telefoanele Android, pot să încarci alte dispozitive din telefon, adică cu un cablu USB tip C, poți, de exemplu, să-ți încarci o pereche de căști, care și ele trebuie să aibă USB tip C. Cei de la Apple vor pune acum, inclusiv pe AirPods, USB tip C. Este un lucru bun. Însă, indiferent cum vând cei de la Apple această inovație la USB tip C, știm foarte bine cu toții că au fost forțați prin lege să treacă pe USB tip C, altfel nici acum nu cred că ar fi trecut ei pe USB tip C. Un alt lucru interesant este faptul că poți avea acel mod portret chiar dacă nu ai selectat atunci când ai făcut poza. Chestia asta cred că o aveam și pe Galaxy S5, da? Nici nu mai știu în ce an a fost lansat Galaxy S5, dar uite că a ajuns funcția asta și pe Apple. Pe final mi-am trecut cele mai mari minusuri, să spunem așa, având în vedere cât de scump este telefonul. Ecran de 60 de Hz și nu este ecran OLED. Ăsta ar fi principalul minus. La bugetul ăsta, cam multe telefoane Android, dacă nu toate, au ecran high refresh rate, cel puțin 120 de cadre pe secundă. Încă un minus, cred că am menționat deja, avem doar USB 2, viteză foarte slabă de transfer. Încă nu avem încărcare rapidă. Ăsta este iară un mare minus. Cred că undeva pe la 20 de W poate să încarce, asta era încărcarea rapidă de pe vremuri, dar în ziua de astăzi cred că sunt telefoane care încarcă undeva pe la 200 de W și aici să avem 20 de W, deci de 10 ori mai puțin, da, sunt curios când o să vină Apple și o să spună că uite ce chestie nouă au făcut și ei cu încărcarea rapidă. Bineînțeles, pentru multă lume un mare minus este prețul, 950 de euro și 1100 de euro pentru varianta mai mare. Și aici un punct care nu știu dacă este minus sau plus. Are acea Dynamic Island, insulă dinamică în limba română. Nu mai are notch. Ăsta este un lucru bun sau un lucru rău? Sincer, mi-a luat foarte mult timp să mă obișnuiesc cu notch-ul. Faptul că acum notch-ul este desprins de ecran și mutat mai jos, nu știu dacă ăsta este cu adevărat un beneficiu. Recent, cred că mi-am luat așa pentru colecție un Xiaomi Mi Mix 3, care pur și simplu nu are niciun notch, nu are decupaj pentru cameră, nu are nimic. Camera este pe un slider în partea din spate. Ce părere aveți de faptul că avem acest Dynamic Island? Credeți că o să scăpăm vreodată de chestiile astea pe telefoanele Apple sau nu?
Hai să trecem mai departe la modelele Pro, și anume 15 Pro și 15 Pro Max. Bineînțeles, din nou avem USB tip C, acum avem pe toate USB tip C, dar aici, în final, avem USB 3, pentru că avem un chip nou, care se numește A17 și este pe 3 nanometri. Cred că este primul chip comercial din lume care să folosească 3 nanometri. Ce înseamnă asta? Înseamnă că este mult mai eficient. Și pentru că este mult mai eficient, pot să-l facă și mai performant, să-i spunem așa. Pot să pună hardware pentru ray tracing, de exemplu. Poate rula jocuri precum Resident Evil Village sau Assassin's Creed Mirage exact la calitatea lor de consolă sau calculator. Sunt curios să văd când o să vină jocurile astea, cum o să arate. Încă nu m-am gândit dacă să îmi iau sau nu telefonul să fac upgrade. Eu încă am 13 Pro Max, încă se descurcă superb. Spuneți-mi cam ce telefon ar trebui să ai ca să consideri un upgrade pentru iPhone 15. Avem aceeași poveste la ecran, putem să mergem până în 2000 de niți, dar cu luminositatea susținută tot de 1000 de niți. Și ceva mai interesant, s-a înlocuit oțelul inoxidabil de aici, de pe margini, cu titan. Și cred că este titan reciclat, dacă nu mă înșel, așa am înțeles eu. Și se poate înlocui mai ușor partea din spate a telefonului. După cum bine știți, telefoanele Apple nu sunt foarte ușor de reparat. E foarte bine că va fi mai la îndemână să înlocuiești partea din spate. Mai departe avem o schimbare pe care încă nu știu cum să o evaluez. Avem aici acest slider de mute. Și eu știam întotdeauna că atunci când acest slider este în partea de jos, telefonul este pe modul silențios. Când este în partea de sus, telefonul este pe modul normal. Ei bine, acum ei au pus acolo un buton și au spus că trebuie să ții apăsat lung pe butonul ăla și vei simți un fel de vibrație și îți vei da seama dacă este pe modul silențios sau pe modul normal. Partea faină la butonul ăsta este că poate fi reprogramat. Poți să-l reprogramezi, de exemplu, să-l folosești pentru lanternă. Asta mi se pare un lucru interesant. Sunt curios să testez, să văd dacă pot să mă pronunț, pentru că sliderul ăsta este legendar pe telefoanele iPhone. Nici nu mai știu de la ce generație a fost introdus, poate chiar de la prima, poate știe cineva să ne spună, și era foarte util, foarte la îndemână. Bineînțeles că pe modelele Pro avem și niște îmbunătățiri la cameră. Ei spun că avem un senzor nou de 48 de megapixeli, mai mare oarecum. Asta înseamnă că va prinde mai bine lumina, se va descurca mai bine în lumină scăzută. Senzorul ultra-wide a fost și el puțin îmbunătățit. Și acum, doar pe iPhone 15 Pro Max, avem și o lentilă din asta Zoom X5, da? Și folosește o prismă. E bine, aici mă așteptam să văd ceva care să concureze cu S23 Ultra, care folosește tot așa un sistem special și are zoom optic X10. Atât pe modelele de bază, cât și pe modelele Pro, pot să selectez mai multe distanțe focale pe senzorul principal. La fel ca o cameră de la Sony care folosește senzorul pentru a avea un zoom aproape optic, aș putea spune, cu calitate maximă, se folosește faptul că ai un senzor foarte mare și citind anumiți pixeli poți să simulezi cumva o altă distanță focală. E ca și cum cu un singur senzor poți să ai calitate optică la 3 distanțe, să-i spunem așa. Din păcate și la modelele Pro avem acest minus că nu avem încărcare rapidă. Știu că telefonul meu suportă vreo 27W, deci mă aștept totuși ca acest telefon să aibă undeva pe la vreo 30W încărcarea și, bineînțeles, prețul, care este destul de mare, 1200 de euro pentru modelul 15 Pro și pentru 15 Pro Max 1450 de euro. Și gândiți-vă că asta este cu varianta de bază de stocare. Dacă vrei stocare în plus, mai plătești vreo 200 de euro. Pe final vreau să vă spun dacă o să consider sau nu să fac un upgrade. Dacă aș considera un upgrade, probabil aș vinde telefonul ăsta și aș lua telefonul nou. Încă stau să mă gândesc pentru că pentru majoritatea chestiilor pe care le fac eu, teoretic aș putea lejer încă supraviețui cu telefonul ăsta. Cea mai mare schimbare ar fi încărcarea prin USB tip C, dar vă spun sincer, foarte des telefonul ăsta îl încarc wireless cu MagSafe. Dar, posibil, tocmai din cauza asta, deja bateria mea este undeva la 90%. Deci, teoretic, ar trebui să mă duc și să înlocuiesc, poate, bateria, care nu mă mai ține atât de mult.
Sunt curios ce părere aveți voi de lansarea asta de la Apple. Sunt ceva lucruri care mi-au scăpat și vi s-au părut importante, da sau nu? Încercăm să discutăm în secțiunea de comentarii. Eu încă am de rezolvat niște chestii personale, administrative. Sper ca de săptămâna viitoare să intrăm din nou așa în pâine, să facem clipuri despre console, calculatoare, tehnologie, gaming și așa mai departe. Și bineînțeles, live-urile unde să pot să comunic mai mult cu voi și chiar aș vrea să fac și ceva clipuri de tip Q&A, da, în care pur și simplu iau întrebări din secțiunea de comentarii și le răspund într-un clip. Până data viitoare, toate cele bune, pa, pa!